Iubiți părinți, iubiți credincioși, începând cu liturghia din sâmbăta, săptămânii celei mari, prăznuim biruința dragostei și puterii lui Dumnezeu. De aceea, îndeosebi în această sâmbătă și duminica ce urmează, un har deosebit pentru cei ce se roagă, pentru cei ce trăiesc în biserică, este simțit și este dat ca arvună de înțelegere că Dumnezeu lucrează în lume până la sfârșitul veacului. Este o taină a binelui, o taină a lui Dumnezeu care se lucrează nevăzut pe pământ. Deși cu semne mari, precum pe timpul lui Hristos a lucrat. Semne și minuni pe care le propovăduim în întregul an liturgic. Învierea lui Lazar după 4 zile de la moartea sa, când intrase deja în descompunere, minune înfricoșătoare, deși cu aceste minuni Domnul lucrează într-un firesc. Domnul s-a lăsat bajocorit, Domnul s-a lăsat umilit pe acest pământ. Dar puterea și dragostea Domnului a biruit și ne-a arătat nouă cale pe acest pământ. Că ultimul cuvânt în istoria acestei lumi este cel al lui Dumnezeu. Este al biruinței, dragostei și adevărului. Pentru că odată cu taina lui Dumnezeu se lucrează și o taină fără de legii și de aceea pe pământ adevărul și minciuna apar dureros împletite. Ca și puterea și boala și stricăciunea, împreună cu puterea trupului și a sufletului omului. Toate apar împletite în această lume în care sunt amestecate deopotrivă bine și rău, adevăr și minciună. Se lucrează așadar și o taină fără de legii, dar pe care Domnul a prevestit-o, pe care a îngăduit-o în lume, și pe care ne-o vestește nu ca să tremurăm de frică până la sfârșitul vieții noastre, ci ca să înțelegem că i s-a dat o îngăduință și va lucra și această taină a fără legii cât va fi timpul ei. Pentru că timpul este și el un dar pe care Dumnezeu l-a pus în istoria lumii. Un dar pentru că măsoară mișcarea pe care făptura o are de la începutul ei până la desăvârșire, până spre mântuire, până spre unirea desăvârșită cu Dumnezeu, că și la aceasta suntem chemați. Prăznuim în aceste zile biruința Domnului, biruința adevărului și a iubirii. Să ne bucurăm de aceste zile, să îndrăznim. Și îndrăznirea înseamnă să nu ne mai lăsăm copleșiți de frici, de griji și neliniști. Pentru că Dumnezeu este cel atotputernic, Dumnezeu cel ce a înviat din morți. Și în măsura în care răului i s-a dat o putere pe acest pământ, în aceeași măsură se vor vedea alegeri ale omului, pentru că Dumnezeu atunci când vine pe pământ, desparte între cel ce crede și cel ce nu crede în adevăr și iubire. Între cel ce cinstește și nu-l cinstește pe Dumnezeu, între cel ce cinstește și nu cinstește pe om. Nu întâmplător pe cruce a fost răstignit între 2 tâlhari. Unul a fost inspirat de Dumnezeu și a rostit cuvinte pe care nici măcar apostolii n-au îndrăznit să le mai pună în inima lor: pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăția ta. Celălalt a hulit. În aceste zile de biruință, în aceste zile de bucurie, iubiți credincioși, să strigăm și noi, împreună nu doar cu tâlharul, ci cu îngerii și cu întreaga făptură, pomenește pe noi, Doamne, luminează sufletele noastre și inspiră-ne să înțelegem, să lucrăm voia Ta și să Te slăvim pe măsura Marele Dumnezeu, Cel ce ești. Așa să ne ajute Dumnezeu.